Bună dimineața! România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește proporția tinerilor care, deși muncesc, sunt expuși sărăciei. Mai exact, peste 28% dintre tinerii români se află în această situație. Procentul este simțitor mai mic decât în urmă cu 3 ani, când depășea 31%. Maximul a fost înregistrat de țara noastră în 2015, când 33,5% dintre tineri erau expuși sărăciei. Țara noastră este urmată în acest clasament de Luxemburg cu 20%, Danemarca cu 19,1%, Spania cu 19% și Estonia cu 18,4%. Cel mai bine în acest clasament stau Cehia cu 1,5%, Slovacia 3,8% și Finlanda 4,2%. În 2017, în Uniunea Europeană, proporția tinerilor cu vârsta între 18 și 24 de ani care munceau, dar erau expuși riscului sărăciei, era de 11%, cu 1,1% mai mic față de 2016. Mulțumesc foarte mult, Narcis!